27 iunie 2015. Sunt la Floarea Soarelui de o săptămână, de duminica trecută, undeva în jur de 20-21. Greșeală mare, era neînflorită. Sunt pe minus de o săptămână. Aseară a fost prima zi în care am avut și eu 50 de grame pe plus. Deci după 6 zile de stat. E frumos, pe marginea unui canal. În depărtare, la 2 km, se vede Dunăre, la lizieră, la pădure. Floarea este foarte mică, din clipa de față. Sunt înflorite câteva în lan. Am ajuns dimineața de noapte, nu am văzut bine. Jumătate i-am îndreptat bine, roii și câțiva cu partea spre sud. Aceștia. Pentru că s-a mai luminat de ziua și am realizat că am greșit. Iar rândul celălalt, ce-i bun, pur și simplu i-am pus cu orientarea spre nord, spre lanul din față, deși lanul din față este foarte mic, după cum se vede. Deci are undeva în jur de jumătate de metru până la un metru. Și cel de peste canal este tot la fel, e încă neînflorită. Asta e stupul cu cântarul. Așa sunt poziționați. A plouat azi noapte, am avut o tornadă. Încă mai sunt bălți. Suntem undeva la 7 km de sat. Ceea ce e destul de dificil, doar cu bicicletele poți să mergi să-ți iei o pâine. Deci aici ar fi cei 40 de stupi cap-coadă. Floarea, după cum se vede, asta mai durează cel puțin o săptămână și jumătate, până înflorește 10 zile, 12, dacă nu mai bine. E mică, e lanul cel mai mic unde ne-am poziționat. În mod normal trebuia să fim mers direct la un lan mare și să revenim la 6-7 km după o perioadă, după 2 săptămâni, pentru că fac foarte mare distanță albinele până la lan. Primul an înflorit este undeva unde, la jur de 3 km, abia bat pe ele săracele pentru întreținere. Ăștia sunt stupii băieților din... Ăstea de aici, primii, vreo 20 ai lui Bogdan, din București. Ele deloc din Vâlcea. Ceilalți cu Manu, tot la fel, la un băiat din Vâlcea. De exemplu, asta este singura floare înflorită și asta cred că e înflorită astăzi, nu s-a deschis complet. Deci nu are ce să ia din ea, e prima zi. Ar fi câteva mai mari așa pe margine. În rest, lanul, după cum se vede, e neînflorit. Și nu numai acesta, ci toate de împrejur. Rază de 6 km, cât e lan lângă lan, deci peste 1300-1500 de hectare de floare a soarelui câte sunt aici, sunt înflorite. Am venit să prindem loc, a fost vremea rea, a plouat, abia se uscă bălțile și acum, după tornada de ieri. Ieri mi-a zvârlit 4 stupi, mi-a dat căi pe jos, mi-a aruncat de pe suport și rulota, noroc că am fost în ea, că nu sufla și pe aia. Da? Aici se văd cei 70 de stupi pe celălalt băiat din Vâlcea și mai sunt în față undeva la 250. Să încerc să văd dacă merge focalizarea. Și la o distanță de încă 3-400 de metri sunt ceilalți. Încă 300. Cam astea am fi în clipa de față. Da? Să vedem când doar coboră toți. Suntem în marginea dojului, la limita cu Mehedințiu. Rămâne de văzut. Momentan ne mai distrăm în timpul liber la pescuit. Nu până acum am prins decât roșioare și un pește foarte frumos colorat. Bertiță, îi zice în zona noastră.
Aici nu știu denumirea exactă. Asta e zona de pescuit, am făcut un pic de curat, a trebuit să intrăm. Am curățat partea asta de canal vreo 5 metri, tot era numai papură, până aici, până la crestie. Și aici ne mai pierdem timpul dimineața și seara. Pește e mult, problema e că e foarte multă iarbă în canal. Sper să nu iasă canalul să ne inunde stupii. Am fi undeva la o diferență de 1,5 metri deasupra, dar poate să vină apa pe partea cealaltă. Stupii am poziționat ultimul. Asta este direcția de la est la vest. I-am poziționat cu fața spre nord. În loc să-i poziționați cu fața spre sud, am noroc că bate dimineața soarele în jur, până în jur de ora 9 în Urdiniș. Gata. Don Belmondo. Astăzi suntem noi, suntem de rând acum, trebuie să vină ceilalți. Până data viitoare, numai bine!